Prima atracție a fost studioul de radio, unde cei mici s-au îngrămădit să spună o poezie de Paște. Ia spune-mi, ai zis că știi o poezie. Acum, înainte de Paște, e legată chiar de sărbătoarea care se apropie, da? Te ascultăm. Te aude toată lumea, să știi. La Paște, George Topârceanu. Astăzi în sufragerie dormitau pe farfurie necăjite și mânzite 10 ouă înroșite. Un ou alb avea o oas, cu mirare le-a întrebat: ce vă este, frățioare, ce vă doare? Nu vă ninge, nu vă plouă, stați gândite haine nouă, parcă Dumnezeu mă ierte, n-ați fi ouă, suntem fierte. Ce activități ai făcut până acum, în primele 3 zile din săptămâna asta? Primele 3 zile am pictat ouă, am mers la fabrica de pupuleți. Oh, super! Ai văzut cum se fac pupuleții? Da. Micuții au avut și o preferință muzicală. O piesă semnată de Andra au vrut să asculte la Radio Târgu Jiu. Dacă n-a înțeles toată lumea, vă spun eu. Este vorba de piesa semnată Andra și Shift, Avioane de hârtie. Asta își doresc copiii și poate o să reușim să predonăm această piesă chiar acum la Radio Târgu Jiu. Vă urez o zi frumoasă, copii, multă baftă! Elevii și-au manifestat dorința de a vedea care sunt tainele carierei în radio și televiziune, chiar dacă cu greu și-au stăpânit emoțiile, școlarii și-au dorit să citească de pe prompter. A fost blocat astăzi din cauza trezii și a vântului care a bătut cu aproape 100 de km pe oră. Au fost și șoferi care nu au respectat indicațiile oamenilor legii și au rămas blocați în nămeți. Și au ținut neapărat să vorbească în fața camerelor de filmat. Cum a fost la pupitrul știrilor? A fost foarte bine, chiar m-am simțit ca o adevărată vedetă, ca dumneavoastră. Ai emoții? Ai avut emoții? Puțin. Ce ți-a plăcut cel mai mult? La radio sau aici, televiziune? La televiziune. Ce ai vrea tu să devii când vei fi mare? Vreau să devin jurnalista. Raul, câți anișuri ai? 9. Ce ți-a plăcut? Ai fost la Radio Târgu Jiu, ai ajuns aici și la Gorj TV. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Gorj. Unde ți-a plăcut cel mai mult? În ce clasă ești, Albert? A doua B. Ce ți-a plăcut la noi? Mi-a plăcut televiziunea. Și ce ai vrea tu să devii când vei fi mare? Jurnalist. Toată lumea vrea să devină jurnalist. Te uiți la Gorj TV? Da. O emisiune pe care o urmărești? Jurnal Plus. Ți-a plăcut la noi? Da. Ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Jurnalist. La noi aici ți-a plăcut? Da. Ce vrei tu să fii când vei fi mare? Jurnalist. Cei mici au avut și un mesaj pentru telespectatorii Gorj TV. După micuții din clasa a doua ne-au trecut pragul câțiva elevi mai mari. Alții 30 de elevi din clasa a șaptea, Școlii Generale Constantin Savoiu din Târgu Jiu, au venit la Gorj TV să afle tainele televiziunii. Aceștia au venit însoțiți de profesorul Mihaela Calotă. Urmează ca acum, după ce ăsta a fost și scopul vizitei noastre, să vedem cum este un sediu de televiziune, urmând ca apoi eu să-i trimit pe teren să facă și un reportaj, un interviu, să le explic cum este viața în televiziune, pentru că poate multe dintre ele și-ar dori pe viitor să devină. Aceste activități fac parte din programul Școala Altfel. Elevii unităților de învățământ vizitează în aceste zile instituții publice pentru a vedea cum își desfășoară activitatea funcționarii publici, oamenii legii sau pompierii.